Tot mai mulți copii devin victime ale abuzurilor sexuale în mediul online. În perioada ianuarie-octombrie, ofițerii Direcției de Investigație a Infracțiunilor Informatice au înregistrat 42 de cauze penale privind abuzul sexual al minorilor în mediul online, față de 29 care au fost documentate pe tot parcursul anului trecut. Vârsta medie a victimelor este de 12 ani, dar au fost semnalate cazuri când au fost abuzați și copii de 8 ani. Potrivit specialiștilor, cea mai răspândită metodă de manipulare a copiilor se face sub pretextul de stabilire a unor relații de prietenie, mai ales că vorbim despre adolescenți care sunt tot mai curioși. Aici, în unele cazuri, intervin și unii abuzatori sexuali care se prezintă ca fiind semenii acestor copii, discută cu acești copii pe subiecte legate de raporturi sexuale și în multe cazuri ei determină acești copii, manipulează cu dânsii ca copii respectiv fie să transmită imagini proprii produse, foto sau video, cu conținut mai intim, chiar și sexualizat, fie în unele cazuri determină acești copii la contact vizual prin intermediul aplicațiilor de comunicare video. O creștere considerabilă a fost înregistrată la capitolul cazurilor de pornografie infantilă, anul acesta fiind pornite 37 de cauze penale doar pe acest articol. Potrivit specialiștilor, o influență considerabilă asupra creșterii acestor indicatori a avut-o și pandemia de COVID-19. Am avut noi și o perioadă când ei nici n-au umplat fizic la școală, se aflau acasă și, respectiv, fiind limitați în capacitatea de a comunica la direct cu semenii, cu prietenii săi, probabil că ei mai mult au căutat acea comunicare și atenție și în mediul online. Și astfel au fost și mai multe cazuri când unii abuzatori din mediul online au încercat să exploateze sau să abuzeze sexual în mediul online sau chiar în mediul real, acești copii. Pentru a evita asemenea situații și a ne proteja copiii de abuzuri în mediul online, specialiștii recomandă să acordăm atenție nu doar necesităților materiale a copiilor noștri, dar și stărilor psihoemoționale. Dacă copilul se lipsească acea atenție din partea părinților și celor din prejur, el o să caute acea atenție în altă parte. În cel mai bun caz, el pur și simplu o să comunice mai mult cu alți copii care îi cunoaște real, dar, din păcate, mai ales la ziua de azi, când copiii sunt mai limitați, mai izolați în comunicare, mulți copii caută acea atenție și în spațiu virtual, unde apar și acele riscuri de abuz și exploatare sexuală în mediul online asupra copiilor. Potrivit statisticii, în perioada ianuarie-octombrie, poliția a mai înregistrat 2 cazuri de hărțuire sexuală a minorilor și 2 cazuri de acțiuni perverse. De asemenea, pentru minorii care din diverse motive au devenit victime ale abuzurilor sexuale în spațiul online, există pagina singuronline.md, unde oricine poate obține anonim consultația și sprijinul unui specialist în domeniu. Același lucru poate fi obținut și prin intermediul telefonului copilului 116111, un serviciu de consultanță anonim și confidențial pentru copii.